În data de 5 iunie 1967, prim-ministrul Levi Eshkol a trimis o telegramă președintelui Lyndon Johnson, prin care l-a informat că a început războiul. El a scris: existența și integritatea Israelului sunt în pericol. El a mai adăugat o cerere: împiedicați Uniunea Sovietică să exploateze și să amplifice conflictul în cel mai periculos moment pentru Israel. Majoritatea oamenilor nu înțeleg că participantul cel mai periculos, dar care a acționat în culise, a fost Uniunea Sovietică. Expertul în politica din Orientul Mijlociu, Joel Rosenberg, spune că în timp ce Israelul se lupta cu o alianță puternică formată din state arabe, Uniunea Sovietică a fost cea care a aruncat o umbră uriașă asupra războiului. În data de 5 iunie 1967, în dimineața în care Eshkol a ordonat avioanelor militare israeliene să atace și au atacat cu succes, premierul sovietic Kosygin a sunat la Casa Albă și a cerut să vorbească cu președintele Johnson. Linia telefonică directă dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică a fost folosită foarte rar, doar în caz de urgență. Mesajul lui Kosygin a fost foarte clar: dacă Statele Unite nu va obliga Israelul să se retragă, sovieticii se vor implica în mod direct printr-o acțiune militară. Conflictul a ajuns la un alt nivel. Președintele Johnson i-a spus lui Eshkol că SUA s-ar putea să sisteze acordarea de ajutor militar și politic în cazul unui atac preventiv. Conducerea israeliană și-a asumat un risc enorm în cazul în care Johnson se ținea de cuvânt. Dinamica conflictului s-a schimbat odată cu implicarea sovieticilor. Deodată, președintele Johnson și Casa Albă au văzut conflictul dintr-o altă perspectivă. Nu l-au considerat ca pe un conflict între Israel și Egipt, Israel și Siria, ci între Statele Unite și Uniunea Sovietică. Pentru a-și exprima sprijinul, SUA a trimis Israelului flota a șasea. Faptul că Uniunea Sovietică nu s-a implicat în război e unul din miracolele războiului de 6 zile? E una dintre întâmplările nepovestite ale războiului, sau spuse mai rar despre protecția acordată de Dumnezeu Israelului. Sovieticii au amenințat în mod direct pe americani și pe israelieni. Au promis aliaților arabi că îi vor ajuta mai mult. Apoi s-au apropiat cu forțe militare de Israel. Military forces close and closer to Israel. Rosenberg mai consideră că războiul a fost un eveniment profetic important. Biblia spune că Ierusalimul va fi controlat din nou de evrei. Acest eveniment a avut loc în iunie 1967. Biblia spune că Iudeea și Samaria, cunoscute ca Cisjordania, vor ajunge în mâinile evreilor. Face parte din centrul teritoriului biblic. Dumnezeu spune că va restaura țara și pe oameni. După cum ați văzut, Dumnezeu a redat acest teren poporului evreu, nu pentru că îl merităm, ci pentru că Dumnezeu ni l-a promis. Războiul de 6 zile a fost un moment crucial pentru restabilirea evreilor în Israel. Pretutindeni în Noul Testament, Dumnezeu spune că va readuce poporul evreu pe tărâm. A fost interesant momentul în care generalul israelian Mordehai Gor a spus la radio: muntele templului este în mâinile noastre. Acest mesaj a fost transmis în întreaga lume, nu doar în Israel, și a entuziasmat comunitățile evreiești de pe întreaga planetă. Numărul evreilor din diaspora care s-au întors pe tărâmul strămoșilor lor a crescut în mod semnificativ în următorii ani. Deși Israelul a supraviețuit unuia dintre cele mai întunecate momente, conform lui Rosenberg, Israelul este amenințat din nord de un intrus cunoscut. Rușii se îndreaptă în mod activ spre această regiune. Iranul este aliatul lor principal și acum colaborează cu Iranul pentru a-l sprijini pe Bashar al-Assad, care a măcelărit în jur de 500.000 de oameni în Siria. În prezent, forțele rusești și forțele iraniene ajută forțele siriene la câțiva kilometri la nord de Israel. La 50 de ani de la bătălia pentru Ierusalim, Rosenberg spune că Israelul și capitala țării vor rămâne în linia întâi.
Ierusalimul a fost reunificat acum 50 de ani, însă bătălia pentru Ierusalim nu a luat sfârșit. Este o bătălie politică și economică. Unii încearcă să izoleze Israelul din punct de vedere politic. Situația este incendiară la Ierusalim. Oamenii au vrut să cucerească acest oraș timp de 4.000 de ani. Au dus lupte serioase pentru a-l cuceri. Faptul că Israelul controlează Ierusalimul în prezent este un fapt biblic, profetic, dar este și o situație complicată. Trebuie să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului și pentru siguranța Israelului. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalem.